agenda, așa cum a spus Răzvan, mă aflu în fața voastră cu o dublă calitate, de pasionat de motociclete și de sociolog care e pasionat de cercetarea motocicletelor și cercetarea pasiunii pentru motociclete. Sigur, lucrul ăsta a început așa, dintr-o nevoie. Fiind pasionat de motociclete și simțind nevoia să ies tot timpul, m-am gândit să fac un proiect de cercetare încât atunci când mă întreabă soția de ce trebuie să plec în fiecare weekend cu motocicleta, să-i spun că am o cercetare de făcut, nu pot să ignor, să zicem, latura asta profesională. Deci e o, pentru mine a fost un fel de formă de a îmbina activitatea profesională cu o pasiune, să zic așa. Am aplicat la un grant de cercetare, am avut finanțare timp de 2 ani, în care am cercetat pasiunea pentru motociclete. În primul rând am făcut 3 studii, unul dintre ele este publicat, celelalte 2 urmează să fie publicate. M-am concentrat pe analiza istoriei motocicletelor în România. Nu există studii pe acest domeniu. Perioada în care făceam treaba asta, am descoperit o grămadă de lucruri interesante. De exemplu, în perioada interbelică, în România au existat 4 reviste auto. Dintre care una care a funcționat din 1906 până în 1922, revistă în care era o rubrică specială care se numea Cronica Motociclistului. De asemenea, am aflat o grămadă de lucruri despre cursele de motociclete din București în perioada asta, dar o să vă spun așa pe alocuri câteva lucruri despre asta. Un alt scop al studiului a fost să studiez interacțiunea dintre motocicliști și motociclete. Se știe că motocicliștii sunt foarte atașați de motocicletele lor și am încercat să studiez asta înscriindu-mă la un curs de mecanici auto timp de 6 luni ca orice elev. Și acolo am făcut practică în serviciu, am fost ucenic timp de 6 luni și am putut să observ, aveam un fel de, să zicem, jurnal în care scriam ce se întâmpla în fiecare zi și cum se derulau toate interacțiunile din acel serviciu. A fost o experiență foarte interesantă, una dintre cele mai interesante pe care le-am avut. În al treilea rând, am făcut o anchetă sociologică cu 10 de interviuri cu motocicliști, de la motocicliști foarte în vârstă până la noi motocicliști, să zic așa, începători, și în derulare am o cercetare despre femeile motocicliste. Acum, într-adevăr, pasiunea mea pentru motociclete a început în copilărie. Unul dintre unchii mei, să zicem, avea motocicletă, venea pe la noi în vizită, îmi a rămas în memorie și acum mirosul ăla de benzină de la motocicleta Mobra, fiind o motocicletă în 2 timpi, un amestec de ulei și benzină, ceva foarte special. De asemenea, în uscătoria blocului în care locuiam, așa cum v-a spus Răzvan mai devreme, un vecin care era pilot de curse își ținea motocicleta și săracul era disperat de faptul că eu și fratele meu, având cheia stând la parter, ne duceam des acolo, ne urcam pe motocicleta omului și tot dădeam la accelerație și înnecam motorul. Și omul era foarte supărat de treaba asta, că nu înțelegea cine umblă pe la motocicleta lui. Eram noi doi care făceam chestia asta, bineînțeles, pe furiș. Dar povestea asta pe care o spun eu, o spun toți motocicliștii. Toți vorbesc despre faptul că au fost pasionați de motociclete de când se știu. Asta este primul lucru pe care îl încep într-un interviu. Însă, noi, vedeți, avem tendința să tratăm pasiunile ca fiind lucruri intim legate de personalitatea individului. Și cei din afară și cei dinăuntru au acest tip de discurs despre, când e vorba despre pasiuni. De ceva, un lucru, o activitate făcută cu pasiune, de care ești foarte legat. Însă, realitatea în spate e un întreg proces social. Pasiunile au niște faze prin care trec. Poți să fii interesat de motociclete, dar să nu faci niciodată treaba asta. Să nu rămâne decât la un nivel imaginativ lucrul ăsta. Alții devin pasionați de motocicletă și au o motocicletă și la prima căzătură renunță la treaba asta pentru că se pare prea complicat.
Există și o imagine publică a motociclistului care cumva ne face să, să zicem, să fim atenți la treaba asta. E asociată cu riscul. Și iarăși, cei cu care discutam, cum s-a întâmplat și în cazul meu, vorbesc despre faptul că cei apropiați, părinții, au fost împotrivă când au auzit cum să-ți iei motocicletă, vrei să mori. Și lucrul ăsta era valabil și înainte, mă refer înainte de 89. Circula o vorbă atunci, deși după anii 70, cea mai cunoscută motocicletă de la noi a fost Mobra, de fapt era o motoretă. Despre Mobra se spunea, se spunea în felul următor, moarte sigură cu Cobra, dar mai sigură cu Mobra. Era asocierea asta a motocicletei cu riscul. Bun. Acum, ideea de pasiune, sigur, poate fi analizată în raport cu orice fel de practică socială. Unii sunt pasionați de grădinărit, alții sunt pasionați de lectură, alții sunt pasionați de a scrie. Însă pasiunea este un proces social care începe cu formarea afinității pentru acel lucru, se continuă cu faza de afiliere în care te afiliezi la o categorie de oameni care fac treaba asta. Pentru că pasiunile sunt, de fapt, povești despre viață. Iar oamenilor le place să spună povești despre ei, cât mai frumoase cu putință. De fapt, viața modernului, sau cum numesc unii, uscăciunea modernității, poate fi evitată prin povești. Este o formă de a te prezenta ca personalitate în societate, pentru că modernii au nevoie de personalități cât mai specializate. Nu le mai ajunge jobul, nu le mai ajunge la alte roluri de familie, de tată, de angajat. Este chiar un paradox în societățile moderne, spun unii autori, care caracterizează societatea modernă ca o societate axată pe ideea de siguranță. Nu ne consternăm de fiecare dată când apar accidente de tren, de mașină. Cele mai multe știri sunt despre accidente pe la televizor. Dar pe de altă parte, observă acest american, sunt oameni care se angajează în activități care presupun riscul și care sunt foarte la modă. Sporturile extreme, de exemplu. Și el constată că tocmai oameni care vin din middle class, adică oameni care câștigă bine, se angajează în aceste tipuri de sporturi, scufundări, sărit cu parașuta, parapantă, motociclism. Și el vorbește despre, explicația lui este că o societate în care tot este controlat, o societate a supravegherii, creează acest sentiment de nevoie de autodefinire. Și implicarea în astfel de activități este, de fapt, un fel de declarație de autenticitate. Bun, câteva lucruri despre, eu o să, cumva o să balez între experiența mea și ceea ce am cercetat în legătură cu motocicletele. Prima fază a formării unei pasiuni este formarea afinității. Există mari diferențe în trecut față de astăzi în ceea ce privește utilizarea motocicletelor. După război, v-am spus, în perioada interbelică, motocicleta era o formă de distincție. Motocicliștii erau în general ingineri. Mă refer la anii 1906 până în anii 20-30. Erau în general ingineri, pentru că diferența dintre automobil și motocicletă era următoarea. Primii automobiliști de la noi erau, de fapt, niște proprietari de terenuri care își cumpărau odată cu automobilul și neamțul. Neamțul era eticheta pentru șoferul și mecanicul de automobil, pentru că nu aveau tipul de cunoaștere tehnică. Un automobil la 1910 mergea cam 150 de km fără să se strice. Și atunci era nevoie să îl repar tot timpul și ei mergeau alături de șofer. Motocicliștii, spre deosebire de automobiliști, trebuia să fie ingineri pentru că nu mai aveau pe cine să ia în spate. De exemplu, unul dintre primii motocicliști de la noi a fost Aurel Vlaicu. De asemenea, va vorbi despre Arghezi, iarăși. A fost unul dintre motocicliștii de la noi cunoscuți. Frații Hasan, ați auzit de moara lui Hasan, tatăl lor a fost cel care a introdus prima moară mecanizată în București, fiii lui au fost unii dintre cei mai cunoscuți motocicliști din București, unul dintre ei a murit chiar într-un accident de motocicletă, pe pista între Arcul de Triunf și Casa Presei Libere, era pista pe care se derulau aceste curse, și a murit într-un accident stupid. Un țăran a lăsat boul liber care intra pe pistă.
De asemenea, în revista asta automobile sunt foarte multe povești despre, în ghilimele, sălbăticea țăranilor români. Pentru că, de fapt, motocicleta, automobile erau forme de distinție pentru noua burghezie din România. Ei aveau acces la tehnologie, să zic așa. Și una dintre practicile foarte răspândite, ca ceva amuzant ce am citit acolo, era din partea țăranilor, era să arunce cu pietre după automobiliști și motocicliști. Am găsit un articol foarte interesant în care spunea pe șoseaua București-Câmpina. Riscul nu este dat de miile de gropi și așa mai departe, ci de sălbăticea țăranilor care aruncă cu pietre după automobiliști. Sunt multe accidente de felul ăsta descrise. De asemenea, după război, motocicleta a fost o formă, mai ales pentru fosta burghezie, acum decăzută, de a avea acces la mobilitate și de a conserva un fel de stil de viață burghez, care presupunea ieșiri în natură, nu? Și motocicleta a beneficiat de un soi de neutralitate ideologică. Adică nu, un automobil era semnal bogăție, dar motocicleta nu era. Nu prea puteai să fugi cu ea din țară, era o chestie mai mică, puteai să o ții de destul de ascunsă și atunci avem în perioada anilor 50 avocați, medici, oameni proveniți din vechile familii burgheze care folosesc motocicleta ca un fel de mijloc de mobilitate. De asemenea, până în anii 70, motocicleta a fost foarte răspândită la noi, în special în clasa muncitoare, pentru că în lipsa automobilului, accesul la automobile era foarte limitat. Știți că România a produs automobile destul de târziu și atunci era o formă de a democratiza, să zicem, mobilitatea. Erau motociclete importate din fostele țări comuniste și afinitatea pentru motociclete în trecut era făcută în familie. Nu? Din anii 70, asta e foarte interesant, că am analizat și motocicleta în filmele românești, în anii 70 apare imaginea motociclistului rebel. Septembrie, dacă vedeți filmul, o să vedeți acolo chiar imaginea tipică de motociclist rebel. În anii 70 apare, după ce apar automobilele, motocicleta e asociată cu un fel de fază premaritală. Și foarte mult cu ideea de, să zicem, navetism. Nu? În zonele MOGRA a fost un proiect pentru navetiști să călătorească din zonele periurbane către fabrici. Bun, faza a doua prin care astăzi motocicleta, filiera pentru motociclete se face diferit. Astăzi motocicleta este mai degrabă un proiect identitar decât o utilitate sau altceva. Pare adesea pentru unii ceva inutil, ceva scump, mai ales dacă ne referim la o motocicletă nouă, și care, culmea, mai este și riscant. De ce ai putea să faci treaba asta? Faza a doua este faza afilierii. Nu, odată ce ți-ai format, ți s-a aprins așa un beculeț în legătură cu motocicleta, începi să te afiliezi, începi să te imaginezi cum mai vrea să fii, iar societatea, imaginea motocicletului în societatea de astăzi este iconică, există categorii de motociclete, poate să te stimuleze verdele de la Kawasaki, cromul de la Harley Davidson sau altceva. Ai văzut pe stradă ceva ce ai văzut pe stradă și îți intră în minte treaba asta, intri pe internet și începi să construiești și să te imaginezi mental în rolul ăsta. Rolul cumva, societatea de astăzi este un fel de tarabă de roluri din care noi ne alegem ce vrem să fim. Pentru că avem această nevoie de autenticitate, plus mai există câteva caracteristici ale societății de astăzi și anume cultura experienței, vrei să trăim cât mai multe experiențe și cât mai multe experiențe diferite și mai ales vrem să mai există un mit, mitul călătoriei. Vrei să pleci undeva cât mai departe de lume. Bun, și începi să te afiliezi, începi să faci școala, la școală vezi că e destul de greu, ți se pare, motocicleta e un pariu cu corpul, cu propriul corp. Reflectă exact dualismul ăsta minte și minte-corp. Pentru că toți descriu senzația asta de ceva greu la început, cum să merg eu cu chestia asta, plus dacă mai caz odată, ți se pare că e foarte greu de făcut treaba asta. Dar treptat încep să gestionezi subiectiv riscul ăsta. Încep să-ți cumperi echipament, încep să înveți convențiile motocicliștilor, încep să înveți să saluți,
și așa mai departe, la salutul la început e foarte dificil de făcut, că trebuie să-l faci cu mâna stângă, să o iei de pe ghidon sau cu piciorul, plus că ești hulit dacă nu faci treaba asta. Una dintre chestiile care se învață în faza asta este aversiunea pentru automobiliști. Știți? Automobiliștii sunt văzuți și simbolizați stereotip în termenul de conservare. Oameni care trăiesc într-o conservă și care sunt protejați, să zic așa, nu? Pe când între automobiliști circulă imaginea asta a donatorului de organe. Deci se învață treaba asta. La întrunirile motocicliștilor există un fel de ritual prin care se reconfirmă identitatea de motocicliști, și anume, la întrunirile mari se adună, se aduc 2-3 automobile de la remat și se pun niște fumigene în interior, se împrejmuiește țarcul respectiv pentru a simboliza focul și sunt invitați motocicliștii să spargă farurile, geamurile și așa mai departe. Adică e o formă de a confirma identitatea prin lupta cu dușmanul comun. Riscul cel mai mare este pentru cei care sunt în faza afilierii, pentru că este o fază foarte teatrală, performativă, în care vrei să demonstrezi că ești un adevărat motociclist. Ai această presiune. Nu cumva să creadă ceilalți că nu ai fi un motociclist adevărat. Și atunci mulți exagerează și foarte multe accidente se întâmplă din cauza asta. Faza următoare este faza semnificației. În faza semnificației avem de a face cu unitatea dintre rol, care în faza afilierii și în faza afinității este undeva exterior, l-am văzut că aș putea să fiu treaba asta, acum mă identific cu rolul. Am învățat să țin motocicleta și merg bine și îmi place treaba asta și motocicleta devine un fel de axis mundi, un fel de axa vieții. Totul se face în funcție de motocicletă. Se calculează excursiile, uneori unii fac calcule de genul ăsta, cei mai pasionați, dacă merg la un revelion undeva, cât i-ar costa în litri de benzină? Nu? Pentru că li se pare că își rup de la această pasiune pe care o au. Pe final aș vrea să vă dau un citat din Kundera, din Lentoare. Pentru că în același timp motocicleta este și un fel de pariu cu timpul în fața căruia noi trișem, într-un fel. O să vă spun de ce spun treaba asta. Zice Kundera la un moment dat. Omul ghemuit pe o motocicletă nu se poate concentra decât la secunda zborului său. Se agață de o frântură de timp, ruptă de trecut și de viitor. E smuls din continuitatea timpului. Cu alte cuvinte, se află într-o stare de extaz. Uită atunci de vârstă, uită de soție, de copil, iar frica dispare. Căci frica își are sursa în viitor, iar cine s-a eliberat de viitor nu are de ce să se teamă. Ce vrea să spună Kundera cu chestiunea asta, și e valabil pentru orice fel de practică și orice fel de pasiune, că pasiunea este un fel de mod de a trișa în raport cu trecerea timpului. E un mod a pariu care până la urmă va fi pierdut. Numai că în starea de extaz pe motocicletă, când corpul trebuie controlat de minte, trebuie să existe o unitate perfectă între minte și corp, nu există nici trecut, nu există nici viitor. Există doar un prezent. Pentru că și neexistând viitor, pentru că fricile noastre vin din viitor, nu ai de ce să te temi. Și asta explică, într-un fel, și să zicem, tendința unor motocicliști de a exagera cu viteza. Diferența, și asta e ultimul lucru pe care îl spun, diferența dintre motocicletă și automobil este în termeni corporali, în primul rând. Automobilul îți dă o senzație cinematografică. Stai în spate, poți să mănânci și floricele dacă vrei, stai relaxat pe scaun, în fața ta e un ecran și ești un fel de spectator în raport cu geografia. Pe motocicletă, motocicleta îți oferă senzația de actor, pentru că trebuie să lupți tot timpul cu corpul tău, să reușești să ții echilibru, să reușești să eviți evenimentele neplăcute și orice eșire cu motocicleta este un fel de... Nu se poate să nu întâlnești o situație în care e potențial riscantă. Îți dă senzația de actor. Ești un fel de actor în propriul tău film, în care ești și regizor și actor. Vă mulțumesc!
ce e magic și ce e superb la vorbitul în public și ce iubesc cel mai mult la ideea de public speaking, este exact ceea ce ați văzut acum aici și ceea ce vedeți la conferințe gen TED sau poate pe site-ul TED.com, dacă știți. Oameni cu pasiuni extrem de diverse, ciudate, etichetați-le cum vreți, dar oricum foarte departe de lumea noastră, reușesc să le expun într-o manieră în care, chiar dacă nu ai nicio treabă cu domeniul ăla, să fii captivat și să zici, uite, mă, nu mă gândesc niciodată la ideile astea, la cum ar fi să fii motociclist, la ce se întâmplă acolo, la ritualul de prin care trec și așa mai departe. Și asta e un lucru minunat. Asta e ceva ce doar un om cu pasiune poate să facă. Asta este puterea pasiunii, de a deschide mințile, de a înătura preconcepțiile și de a asculta ceea ce ai de spus. După aceea, încă o chestie care e și foarte bine lui Gabi, precizie înseamnă credibilitate. Când încep să spui, în 1920 se întâmpla lucrul ăla, în 47, celălalt, studiile mele arată că... Asta arată că omul ăla știe despre ceea ce vorbește și e foarte ușor să instalezi în mintea ta imaginea de autoritate pe acel domeniu. Precizie înseamnă credibilitate. Asta este o altă idee pe care vreau să subliniez. Acum, formatul speech-ului a fost așa un fel de bufet suedez. Uitați multe, multe lucruri, luați de acolo fiecare ce doriți. Și după cum am văzut la feedback, fiecare a luat. Poate trăiri, poate senzații, poate idei, poate un citat. Lucrurile care ar putea fi îmbunătățite. O să începem cu lucrurile mai mici și la capăt o să discutăm și despre faimosul și mai ales cum să scăpați de el. Primul care nu a fost sezizat este grijă mare la regionalismul ăsta care mai des se tăie în București. Mi l-am și notat. Pă, dă, lucruri de genul ăsta sunt puțin deranjate și să ai așa un pic un awareness, o atenție crescută asupra lor. Eu, de exemplu, am o luptă interioară puternică cu se merită. Nu există se merită, există merită și încep să fiu destul de atent și mă bucur de fiecare dată mine când reușesc să spun merită corect, așa știu. Sunt niște chestii pe care le facem și în momentul în care începem să le realizăm, începem ușor să le controlăm. Procesul care se aplică exact și la auri este mai întâi că îți dai seama că există, după aceea începi să le auzi după ce îți ies din gură și băi, fie să fie, cum am scăpat, și la un moment dat începi ușor să nu mai iasă de gură, așa să le oprești dinainte și să ținte în reflex să spui cum trebuie. Mai e un lucru foarte important. Partea de răurile, cea mai simplă metodă este să le înlocuiești cu pauzele. În teorie, asta este metoda cea mai simplă și în practică, dacă reușești să o faci, în loc să umpli acel timp dintre cuvinte, dintre propoziții, să nu umpli cu o pauză. E mult mai eficient. Dar pentru asta ai nevoie ca acele pauze să fie gândite, să fie planificate și asta o faci prin repetiție. E important să repeți discursul acasă, să nu rămână doar la nivel scris, la nivel de idei sau în cap să plutească niște idei. Să-l verbalizezi, să-l spui. În momentul în care îl spui de mai multe ori, devii mai fluent. E un mușchi care îl antrenezi, mușchiul vorbirii. Acum însă, pentru unii, aurile, emoțiile care se arată prin auri sunt mai greu de învins. Și da, repet acasă, îl spun fără auri, dar ajung în fața publicului, ies aurile. Una dintre soluțiile cele mai eficiente pe care vi le recomand acasă este să evidențiați acele auri. O să le vedeți pe cameră dacă vă filmați, dar să fiți atenți la ele când apar și ca să fiți siguri că creierul recepționează că au apărut și că nu sunt bune, să le și accentuați. Adică, o să vă vorbesc azi despre... Da? Deci să încep să spui tare ăla care te-ai prins că ești tău, nu ai vrut, vrei să-l cenzurezi, zi-l mai tare ca momentul ăla creierul să recepționeze, stai puțin că nu e bine. Repet, acasă, cu publicul, se sperie oamenii, există hipertensie, nu eu. Deci acasă faceți asta și înainte cele mai eficiente metode de a controla un obicei negativ. Și un ultim lucru pe care doresc să vi-l spun și are aplicabilitate în tot ce înseamnă vorbire în public. Tu ești pe scenă tu. Tu ești pe scenă tu. Poate nu sunt mai deștept, dar asta este realitatea. Ești aceeași persoană și pe scenă și într-o discuție unul la unul.
multe din lucrurile pe care le faci într-o conversație unul la unul devin evidente și pe scenă și le faci din reflex acolo. Și invers, multe din lucrurile care le faci aici, le faci într-un context de 1 la 1 sau 1 la 2, la 3. Așa că începeți să lucrați la ele din acel context. Dacă simțiți că aveți euri în vorbirea uzuală, lucrați la ele de acolo. Adică ai simțit, începi să te concentrezi să le elimini. De multe ori o postură foarte relaxată, pe care în general femeile o preferă. Când vorbesc cu oameni, o postură de genul ăsta, poate chiar așa, picioarele încrucișate. Și pe scenă, de multe ori, dintr-o nervozitate, apare această chestie. Și la un moment dat, vezi, e foarte vizibil, ca și în cazul ourilor, dispariția posturii când persoana s-a relaxat, se simte bine și postura devine normală. Începeți să lucrați la posturi, la ticuri verbale, la orice, din context de 1 la 1. Și o să vă intre în reflex și când veniți pe scenă, nu o să le mai aveți, o să fi dispărut deja. Nu o să mai fie în setul de comportamente prestabilit la care apelați. Ați rescris softul. Astea sunt sugestiile mele, vă mulțumesc mult!